Este pentru a doua oară în interval de 8 zile când angajații casei de pensii Sălaș ies în fața instituției pentru a-și spune nemulțumirile salariale. Timp de două ore, aceștia au întrerupt lucrul cu publicul. La fel ca primul, care a avut loc luni, și cel de astăzi s-a desfășurat sub forma unui protest spontan, la care s-au alăturat angajații din instituție. Principala lor nemulțumire este legată de nivelul salariilor pe care le încasează. Am reluat protestele tot cu caracter de spontaneitate, pentru că în urma protestului nostru de săptămâna trecută nu s-a dat curs revendicărilor noastre. Avem o promisiune de majorare cu 15%, dar din punctul nostru de vedere nu este ceea ce am cerut, pentru că noi am cerut alinierea salariilor noastre cu cele de la Casa Națională de Pensii, respectiv punerea pe aceeași grilă de salarizare, conform legii 153/2017. Solicităm acest lucru pentru a fi în egalitate cu celelalte instituții teritoriale, respectiv ANAF, Direcția de Sănătate Veterinară, Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, Protecția Consumatorului, a căror problemă a fost rezolvată de către legiuitor prin includerea lor în aceleași anexe cu unitățile centrale. În urma protestului de săptămâna trecută, cum vă spuneam, nu am obținut niciun semn că s-ar dori realizarea acestui fapt și în consecință am reluat protestele. Suntem nemulțumiți, după cum vă spuneam, pentru că am rămas la coada salarizării bugetare. După cum puteți vedea și aici, la Casa de Sănătate, un șofer cu studii gimnaziale are salariul de încadrare de 2985, mai mult decât un referent, un inspector de la Casa Teritorială de Pensii. Are studii gimnaziale, noi avem studii superioare, ne considerăm total nedreptățiți. Un protest similar a avut loc și luni 11 decembrie, moment în care angajații Casei de Pensii au întrerupt activitatea timp de două ore, nemulțumirile lor fiind aceleași. Ei spun că astfel de acțiuni se vor repeta și în perioada următoare, dacă nu le vor fi crescute salariile.